Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, vă salut cu drag în cadrul emisiunii noastre și vă invităm pentru următoarele clipe să fiți alături de noi ca să descoperiți și să redescoperiți frumusețea smereniei, o nouă virtute a sufletului nostru. Și în acest demers ne va ajuta, ca de obicei, doamna psiholog Rodica Rodei. Rodica, bine ai venit și te salut! Salut, Sergiu, bine te-am regăsit! Vreau să-ți povestesc din start ție și ascultătorilor noștri o situație în care marele împărat francez, Napoleon Bonaparte, înainte de a invada Rusia, a fost i-a spus ambasadorului rus ce planuri are, da? la care ambasadorul i-a replicat cu un citat foarte celebru. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și atunci, arogantul și plinul de sine, Corsican, Napoleon Bonaparte, i-a replicat. Spune-i stăpânului tău că de acum eu propun și tot eu dispun. Extraordinar. <laughs> și după aceasta știi probabil deznodământul. Iată că cineva scria: Dumnezeu nici nu s-a ostenit să se ridice de pe tronul său, să-i dea o lecție lui Napoleon despre el aroganță singur. și mândrie. Mm -hmm. El singur s-a convins, zice că Dumnezeu doar a trimis niște fulgușori, smeriți și unii. <laughs> Chiar că. <când? laughs> și așa și e, așa. L el l-a învățat lecția pe Napoleon Bonaparte. Frumos. Da, hai să vorbim astăzi despre smerenie și. Uh, ce este ea, cum să o cultivăm mm -hmm. și cum să fim smeriți în viața aceasta. Ce este smerine, Rodica? Ah, e o virtute atât de frumoasă care așteptam să ajungem la ea. Pentru că mm -hmm. cumva este mai aproape de ceea ce fac, de ceea ce sunt, de ceea ce îmi place să fiu. Um, mulți afirmă că smerinea este modestie. Probabil au dreptate. Așa. Modestia fiind manifestarea exterioară a acestei uh -huh, moderații. Uh -huh. Smerenia mereu vine din interior. Și de cele mai multe ori, smerinea comportamentală uh, n-ai cum să știi cât e de autentică, pentru că nu cunoști intenția. Unii s sunt Așa. smeriți comportamental, adică se așează cumva mai la colțuri, nu caută gloria asta de a fi scoși la învon. Uh, dar noi nu cunoaștem intenția. Ce este acolo ascuns? Este uh -huh. uh, căutarea câștigului? Uh, verificarea la cât de important eu sunt? Că o să mă invite oricum? O să mă invite pe scenă? Sau e chiar o smerine autentică, trăită prin interior și manifestată în exterior? Smerinea este o virtute care trebuie să fie prezentă uh, în oricare materiale teoretice ce țin de leadership. Pentru că uh, liderii care mănâncă ultimii, cartea lui Simon Sinek, este anume despre smerenie. Pentru că e, nu-i e vorba de măreția din om, ci felul în care măreția lucrează prin ei, prin oameni. Smeriți. Dacă să luăm ca Antonimi, ai făcut totul în gânfarea, nici de cum nu e sunt despre oameni smeriți. Dacă ar fi să spunem acum ce nu fac oamenii smeriți, să începem un pic așa mai paradoxal, atunci prima ce nu fac oamenii smeriți, ei nu cred că știu totul. Uh -huh. A, deci nu există autosuficiența. Uh -huh. Sunt oamenii care niciodată nu vor intra încăpățânat într-o polemică la care lipsește poate un procent de informație. Ei mereu vor avea sensibilitatea în a auzi, a asculta, a aduna argumente și atunci când ar vocifera concluzia să fie una întemeiată, bine clădită. Respectiv, cineva a zis că abia înainte de moarte am înțeles că e ușor să spui, nu știu. Adică este mult mai simplu să accepți un adevăr că nu știu, da? da? Și atunci imaginează-ți cât e de frumos când tata și mama sunt oamenii smeriți. Atunci când puiul, uh, hai să zic, nu neapărat în copilăria fragedă, pentru că acolo cunoaștem răspunsurile, chiar dacă unele sunt greu de abordat, mai ales după par copiii, da? Uh, la adolescență, când sunt întrebări mai serioase. Da, da. Nu știu, scumpule, da, eu, adolescenta mea, deseori îmi pune întrebări foarte profunde. Așa. La care, de multe ori, recunosc, și spun: Draga mea, în viață sunt întrebări la care niciodată n-ai să ai răspuns. Da. Dar cum, așa, dar cum, chiar? Mm -hmm. Da, iată, așa, trebuie să te smerești cu ideea că nu o să avem răspuns aici pe Pământ. Așa. Sau să ai răbdare, de exemplu, da. până când crești și nivelurile da. gândirii avansează. Bun. Al doilea moment, care la fel este despre oamenii smeriți. Ei niciodată nu cred că au dreptate întotdeauna. Și aici oamenii îngânfați care au dorința de a controla totul, de a, a, a lua deciziile cele mai bune și dreptatea să fie de partea lor. Uite aici, despre ce vorbeam noi anterior, despre virtutea dreptății, da? A, uneori dreptatea poate fi mai tăcită pentru ca să iasă mila, blândețea, pentru a nu răni. Și smeriții știu asta. A, Că nu le aparține întotdeauna dreptate și nu de partea lor e mereu dreptatea. Dar ei tind spre asta. La fel, oamenii smeriți nu se laudă. Și uh, ar putea să o facă. Pentru că atunci când vorbesc de oameni smeriți, vorbesc de oameni puternici, cognitiv, emoțional, comportamental, oameni cu expertiză. Și nu vorbesc despre uh, oamenii simpli, umili, uh, mediocri, din potrivă. Vorbesc de o smerenie nobilă, o smerenie care este într-un acord cu gândirea, emoția și fapta, experiența. Și ultima, am spus despre laudă, și ultima ar fi oamenii smeriți nu judică. Ei sunt anume acei care au convingerea cu judecata care vei judeca, vei fi și tu judecat și cu măsura care măsuri și tu vei fi măsurat, <fie> pentru că este, știu de oameni că este mai simplu să vezi uh, <fie> Să vezi paiul din ochiul vecinului tău Decât bârna care atârnă din ochiul tău E mai greu așa Și așa suntem învățați de fiecare dată Cumva printre altele Metoda educațională, bățul și bomboana Este preferabilă Pentru că astfel Motivația bățului Că vine bățul dacă nu ai notă bună Cumva te motivează să ai note bune Sau recompensa că vei lua bombonică Dacă vei face asta, asta, asta Condiționează un comportament mm -hmm. Dar când auzi oameni mari care au posturi de conducere și ei spun că au nevoie și ei de un conducător la rândul lor care să le arate bățul dacă nu fac raportul sau dacă nu fac ordinurile până la capăt, e trist. Pentru că în cazul dat smerenia, cumva se pierde totalmente și se pune accente pe altceva. Deci, aceste patru lucruri nici de cum nu este spre oameni smeriți. Da? Nu au dreptate. Recunosc că nu știu toate, nu le Recunosc știu Recunosc asta, exact. Nu judecă și nu Cine se laudă. Se laudă. Da. Pe de altă parte, oamenii smeriți sunt oamenii recunoscători. Pentru că ei... Marea bucurie nu e să știi că ai multe, dar să te bucuri de ceea ce ai. Ce ai. Doamne, cât e de frumos să dată încă încât tu să apreciezi și să vezi multul care tu l-ai și după aia să recunoști că multe din ele le-ai primit gratuit, fără a le merita, sau fără a face un efort în demers soldat, da? Nu știu, te naști sănătos, da, e contribuția a doi corpuri sănătoase, mami și tati, este o genetică bună, moștenită, dar felul în care ai crescut și toate cumpenele care toți le avem, accidente, înotul, intoxicările, spitalurile, infecțiile, dar cumva așa tre treci prin toate astea frumoase, leger, ușor, ajungi la maturitate, mai mult decât atât ajungi senior, cu păr cărunt. Adică chiar e bine cuvântarea asta. Și ce-ar fi ca să te smerești și să vezi asta cu ochii senini, cu ochii inimii. Oamenii smeriți sunt, sunt oamenii care dăruie mai mult decât primesc. Și din puținul care l au. Și aici aș putea să zic, oamenii smeriți sunt exact cei 12 virtuți care le-am spus până acum. Da, da. da? au cumpătare, au înțelepciune, sunt curajoși, sunt modești, sunt moderați, sunt sinceri, onești. Deci, toate, toate, cumva, grămadă luate, e despre smerenie. Adică, autocunoașterea, eu știu cine sunt, îmi cunosc valoarea, înțeleg că am o neputință, pentru că știu că este un Dumnezeu, este o putere mai mare decât mine, la care mă ajută să mă smeresc și să las cele care nu le pot să le controlez, să le las pe grija lui, neputința mea, dar și valoarea mea, pentru că sunt creația unui creator și el m-a împotărnicit pe pământ să fac ceva. Toate grămadă cumva mă ajută cu smerenie să înaintez, cu blândețea inimii, cu blândețea rațiunii, să iubesc aproapele meu și să mă iubesc pe mine. Ce frumos! Mult am vorbit acum pentru da. Sperinii, pentru că chiar este mult de vorbit aici. Eu doar aș vrea să adaug, Rodica, că am căutat să aflu care este etimologia Așa. acestui cuvânt și am fost frapat. Că e slavonă? Da, vine din slavonă, <laughs> exact. Și e, e, dacă e să vorbim de etimologia rusă acestui Așa. termen, e, începe din momentul în care intrăm în starea unei păcii interioare. Frumos. A împăcării cu Dumnezeu, cu sine și cu oamenii din jur. Smirenie, smirița are rădăcina de la cuvântul mir, ce poate fi tradus atât ca lume, cât și ca pace. Și în același timp este o împăcare cu toate circunstanțele vieții. Deci asta înseamnă stare de pace înăuntru, cu tine, cu Dumnezeu și cu oamenii, dar... Uh, mai este și etimologia și rădăcina greacă, nu, latină, Așa. acestui cuvânt, care vine de la termenul humilitas, uh, ce ce înseamnă, acest humilitas provine de la humus, mm. pământ roditor. Asta n-am Adică pur și simplu pământ. Și ce înseamnă? E formidabil. Exprimându-ne alegoric, vedem pământul care este tăcut, întins sub cer. Primește de o potrivă și ploaie, și soare și semințe cu aceeași neîmpotrivire. Primește bălegarul și tot ceea ce aruncăm din viața noastră. În el se înfige plugul și îl rănește adânc, iar el stă tăcut, primindu-le pe toate și aducând rod. După cum au spus unii gânditor, smerenia este starea sufletului omenesc care primește tăcut, supus, orice îi se dă și din tot ce îi se dă aduce rod. Îți dai seama. El chiar și răul care îl primește, el îl transformă în rod. Teofon, teofan Zăvorâtul scria în una din scrisorile unei corespondente, zice, sunt uimit, ați plecat la băile de nămol uh -huh. să vă tămăduiți reumatismul, iar când asupra dumneavoastră se aruncă cu noroi Așa. pentru a vă vindeca sufletul din neajunsurile voastre, atunci voi vă plângeți. Paradox, da? paradox, paradox. Deci, când aruncă cineva cu noroi, noi, noi ne împotrivim. Dacă să vindecăm reumatismul, ne ungem cu <laughs> noroi. Așa. Iată, îmi place Profund. termenul acesta de, hu, de humilitas Humilitas Humilitas, da, de pământ El primește totul și transformă totul Chiar și răul îl transformă în bine Probabil că humilitas vine și la umilința Da, și la umilința. Care la fel are conotație pozitivă decât negativă cum, cum oamenii cred Uite, când tu vorbeai, era în momentul expresia Care se supune da? Uh -huh. Se supune, este pământul întins sub cer și primește totul, și bine, și răul. Și aici cumva uh, apare întrebarea, păi bine, dar ce, ce spune știința care ne învață să avem limite, da. să avem filtru de a nu permite să intre totul în noi, uh -huh. de a selecta informația benefică și bună. Și asta am făcut-o în toate emisiunile de până acum. Uh, cum să facă față un om care vrea să devină unul smerit? Probabil că primul pas este să, să caute mai întâi să identifice oamenii smeriți în preajma lui. Adică să fie orientați pe lumina din fiecare om. Pentru că atunci când noi suntem concentrați, focusați pe a găsi uh, binele în cutăresc în oamenii care ne împreajmă, sunt în jurul nostru, cumva uh, scoți din tine cei ce ai. Pentru că din inimă îți izvoarele vieții, vieții da? da? Și atunci dacă ne focusăm pe a găsi în fiecare omuleț mic sau mare, luminițe de bunătate, de, de pace, de căldură, evident că informația asta va veni spre noi. Pentru că noi stimulăm ceea ce avem în noi, în oamenii care ne, ne conectează și atragem, iarăși, nu cine suntem dar ceea ce facem. Uh -huh. Și aici e momentul cel mai dificil pentru că a, după ce găsești oamenii speriți în jurul tău, tu te conectezi cu ei... Și apoi, pas cu pas, realizezi că te molipsești de smerinia asta a lor frumoasă. Adică poate fi și inversul. E greu să, să, să spui, uite, am făcut asta, asta, am spus asta, asta și gata, sunt smerit. Nu, nu așa funcționează lucrurile. Deci trebuie mai întâi cumva să fii orientat în a oferi smerinia aproape lui tău, în a fi persoana care dăruie, care acceptă, care a abandonat asprimea criticii care a renunțat la propriul sabotaj. Pentru că noi ne sabotăm continuu. Mm -hmm. Și pacea, care ai spus tu că asta și înseamnă smerine, pacea lăuntrică, atunci care pace când în interiorul tău sunt atâtea conflicte interne de a nu ierta, de a nu accepta, de a merge în continuă mișcare, de a, de a demonstra cuiva ceva în viață. Da? Avem tot felul de programe. Și atunci departe, departe suntem de calea asta, de dealul în care să ajungem sus acolo și spunem, vai de mine, ce frumusețe de călătorie am făcut eu prin pădurile astea ale euului meu, ale emoțiilor, ale amintirilor, copilării și acolo am ajuns pentru că smerine este despre a fi autentic, a rămâne vulnerabil, a fi autentic acolo unde ești, oriunde, cu frica de a pierde poate un prieten, cu frica poate de a te aduce într-o lumină mai proastă, pentru că toți îmbrăcați cumva în haine solide, cu papioane și tu ai venit neinformat despre asta, dar cum poți să aduci valoare, rămânând autentic să vii cu impact acolo și, pe de altă parte, autenticitatea vulnerabilitatea, iar pe de altă parte, tendința de a excela, de a nu te opri acolo de a fi continu în mișcarea asta de a acumula experiențe cogniții, convingeri de a te desăvârși în fiecare zi eu vreau să revin și să. Tu ai menționat de smerenie și modestie. Uh -huh. Deci, ca să clarific, modestia ține de partea exterioară, de tot ceea ce se vede. De cele da? mai multe ori, da. De cele mai multe ori. Comportament exterior, haine, da. uh, lucruri pe care le deții. Uh -huh. uh, iar smerenia ține de partea sufletească, Exact. de exact. partea lăuntrică. Acum, cum să cultivăm, iată, această stare a păcii? Uh -huh. A pământului, cum, cum am menționat. Uh -huh. Această stare să nu judici, să nu te lauzi, uh, de unde vin, care este sursa acestor lucruri, cum să cultivăm în noi, atât toate lucrurile acestea. Că de multe ori, adică, uh, oamenii confundă smerenia cu tot ce ține de religios, uh -huh. cu Dumnezeu, cu smerenie, capul plecat la biserică, da. dar în viața de zi cu zi, în. în, în cum, de unde să găsim, iată, sursa pentru aceste virtuți și valori? Ai dreptate, informația care este disponibilă pe internet, ea te duce mereu la, în domeniul religiei. Și nu e rău, nu e rău, uh -huh. pentru că, cu adevărat, sunt niște expresii, convingeri, că le ia, le pui în ramă și trăiești cu ele. A, pentru că nu este mai desăvârșit învățător care a demonstrat prin viața lui smerine decât Domnul Iisus. Da. Pentru că și el a spus să învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și aici foarte important în momentul ăsta, pentru că de aici vreau să spun, este smerenie comportamentală, smerenie prin simțire, cu inima, mm -hmm. și uh, de ce nu smerenie prin gânduri. Adică, iarăși, le luăm toate separat pentru că asta ne reprezintă pe noi. Da? Ce simt, ce vorbesc și ce fac. Până la urmă, este formula personalității. Pentru că mai tâi eu sunt, apoi eu divin și apoi eu fac. fac. Da? Sau am, a, în cazul în care obțin. A, de ce și simțirea comportamentală, cum am spus la, la început, a, e mai greu să o identifici cât este ea de smerită, uh -huh. comportamental vorbind. Pentru că intenția nu este văzută, este interioară a omului. Da? Probabil că în timp se vede comportamentul este cu intenții susținută prin smerenie sau este cumva mediocră și mercantilă susținută pe alte câștiguri pământești. Atunci când vorbim de smerenia inimii, de fapt sunt poftele, sunt dorințele noastre, sunt, da, trupești, aici vorbim de visuri care ne aparțin, pentru că acolo se naște viața, în inimă, dacă ea pulsează. Și atunci când omul simte Viața cu toate celulele corpului său, evident că el o trăiește din plin. Și, cu adevărat, oamenii care sunt smeriți iau o viață cu sens. Ei nu sunt asceți care se privează de plăceri. Ei nu pleacă în pustiu, cum făceau profeții. Sunt oamenii smeriți, trăiesc viața frumos, cu pace. Oare, poți să spui că o viață trăită cu pace este o viață lipsită de plăceri? Ba, nu! Pentru că pacea interioară înseamnă acordul, echilibrul, armonia mea interioară cu mine însă, în primul rând, și apoi cu, pe verticală, pe orizontală, da? pe verticală cu Dumnezeu, cu Divinitatea, pe orizontală cu aproapele meu. Și toate astea, bineînțeles, că ne ajută să înțelegem că smerenia, că noi o acceptăm în viața noastră ca un mod de viață, ca un mod de, de, de trai, de convețuire, este o, un angajament în a simți corect, în a gândi corect, și aici când zic corect, evident că sunt foarte subiectivă, pentru că fiecare și are dreptatea lui, cum spuneam eu, da? Adevărul e suprem, dreptatea este foarte subiectivă. Dar ce înseamnă să ai o smerenie prin simțire? Aici probabil că vom lua o pe cu noi, pentru că atunci când ești tu smerit, mereu vei căuta să nu rănești cu furia, care uneori ne scapă, cu mânia, Uh, momentele astea acute ale emoțiilor, când se ridică, când e nedreptate, când este un atac la persoană, dar tu rămâi smerit acolo. Nu pentru că n-ai ce spune, da. dar pentru că înțelegi că este o zadarnică dialogul, exact cum a fost uh, metafora uh, dintre leu, tigru și măgar, în care tigru da. cu măgarul a intrat într-o dispută despre da, iarbă, da. ceva, da, 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 și atunci uh, leul uh, înțelept în povestea dată. Uh, cumva l-a măstrat pe tigru și ăsta era șocat, păi nu înțeleg. Bine, morala era faină final, pentru că dacă tu te pui în contradicții cu măgar, <laughs> păi cum, adică timpul meu mi-a răsit pentru un lucru zadarnic, era evident, da? Exact face smeritul, el are înțelepciunea asta și el poate să deslușească conflictele. Sunt unele care le confruntăm, pentru că sunt valoroase și vrem să fim auziți, iar multe din ele sunt foarte deșertăciuni ușoare, superficiale, în da, da. care nu trebuie să ne implicăm emoțional. Și atunci, cât e de frumos că nu smerit se retrage în tăcere, care are și o virtute, și nu poți să taci, înțelept fiind, având ce să răspunzi dacă nu ai smerenie. Înțelegi? Aici sunt cele de aur. Nu vorbi de tăcere care pedepsește. Am să tac. Vorbește, nu. <laughs> Pentru că și asta facem. Am vorbit despre asta. Sau se retrage, sau presupuneu, răspunde cu calm. Înțelept și foarte echilibrat. când spuneam, confrontarea este la fel o da. metodă în care smeritul o ia, drept, drept variante de răspuns, dar el o face cu înțelepciune, ca să zidească, da. Da. nu să distrugă. Corect, da? corect. ca să De ce nu poate și să mustre <coughs> pentru cel care are conștiința <coughs> propriu-zisă, deschisă spre asta? Și ultima, smerenie prin gândire, cu adevărat, aici este despre înțelepciune, despre achiziții, despre bagajul ăsta cognitiv pe care noi îl purtăm cu noi uh, din copilărie, dar și îl reactualizăm la fiecare perioadă de maturizare, bazată pe valorile noastre, pe virtuțile care spuneam că valorile sunt foarte schimbătoare, virtuțile sunt cele neschimbătoare, universale, care merg în toate timpurile valabile. Da? Uh, și atunci când omul smerit Adultul, în cazul dat, vorbim despre el, pentru că niciun caz nu poți să vezi un copil smerit. El ascultător. El poate și are un comportament uh, de cuminte, da? Uh, cu, uh, deschis, cald, prielnic, receptiv, dar nu are smerine asta profund conștientizată. Pentru că da, da. adevărată smerine a arătat-o Domnului Sus pe cruce. Pentru că a avut toată puterea să intervină cu, cu uh, uh, miracolul său divin. Uh -huh. În a opri. Această crimă. Dar el a ales să treacă prin moartea pentru că știa ce urmează să iasă în final. Salvare. Nu a unuia, dar a întregii lumi. Dar e prea mare și prea divin pentru că noi oamenii să avem clar viziunea asta și să alegem, de exemplu, ca părinte, da? uh -huh. să tac când eu aș putea să-i spun adolescentului meu atâtea predici, să-i arăt locul lui, să-mi arăt măriția mea. Când, de fapt, în momentul dat, să avem clar viziunea ca să, să spunem eu tac acum pentru că mai târziu el va crește și va prețui pentru că eu știu că el are encefalul ăsta, creierașul ăsta care lucrează, care poate să descearnă răul din bine. Nu! La noi limba ascuțită, taie ca sabia și facem harge parte în tot ce înseamnă rebeliunea copilului și după aia alegem că o să crească un adult conștiencios, matur, curajos. Da? da? De aceea, actul ăsta a smerinii este să ai toată puterea, dar să alegi pacea. Să ai toată forța în a pune la loc, în a pedepsi, în a arăta cine ești tu cu adevărat, omenește vorbind. Dar să te retragi sau să confrunți cu blândețe pe acel care nu merită blândețea. E prea, prea frumos prea profund. Da, știi, uh, Rodica, Iisus a fost smerit, dar în același timp și-a păstrat demnitatea. Um... Atunci când Pietru a scos sabia, el a spus: Ce? Eu pot să -ă rog pe tată să-mi dea o legiune de îngeri și îi faci praf pe toți ăștia. Exact. Pe De altă parte, când a fost lovit de aprod, uh, unul din aprozi, el a spus: De ce mă bați? Mm -hmm. Citeam, facem. Unități, un, unități situațiile astea mm -hmm. care vorbești tu și bine că le-ai da. dus în discuție, pentru că mulți care citesc Biblia sar peste aceste momente da. și văd doar că el a fugit, s-a retras, s-a ascuns. Ceea ce a făcut, de fapt. Dar a făcut nu pentru că n-aș ce să zică. Mm -hmm sau cum să confrunte, dar am înțeles că nu-i momentul pentru că și aici e o înțelepciune aparte a smerenii, da. să știi când anume loc, locul potrivit timpul potrivit și da, persoana da. potrivită da, când mergea pe drumul crucii via dolorosa, femeile îl plângeau, eu spunea: nu mă plângeți pe mine Plângeți-vă pe voi. Iar pe cruce, câtă, câtă iubire a manifestat atunci când nu se gândea la el, dar se gândea la cei din jurul lui, avea grijă de mama lui, da. a avut grijă de tâlhar și i-a făgăduit salvarea. Uimitor. Rodica, am vrut să te întreb, uite, de multe ori creștinii sunt motivați să fie smeriți pentru că, uite, Există Dumnezeu, Dumnezeu vrea așa, vom moșteni împărăția cerurilor, dar dacă eu nu cred în Dumnezeu, mm -hmm. ce m-ar motiva pe mine să fiu smerit? Ce aș câștiga eu fiind om smerit? Știi ce interesant? Pentru că este o capcană și pentru creștini. Atunci când ei iau motoul lui Ioan Botezătorul, eu trebuie să mă micșorez mm -hmm. ca el să se înalțe. Și în ultimul momentul ăsta, când eu vreau să mă micșorez, adică să mă smeresc, Vine cumva uh, o alunecare în mediocritate, în ignoranță, <laughs> pentru că dar nu trebuie să știu totul. Eu sunt cu minte aici, eu știu că eu sunt mică, Dumnezeu e mare și basta. Uh, adică ei nu caută uh, lumina asta al cuvântului, al adevărului. pentru Dumnezeu să spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Da? Și dacă el spune de, de o cale parcursă, înseamnă că e vorba despre niște trepte? <laughs> dacă spui de adevăr Înseamnă că eu vorbesc de niște cunoștințe care eu trebuie să le triez, să văd unde sunt eu și unde El mă vrea. Mm -hmm. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi doar la acceptarea că El există, dar ne-a chemat la sfințire. Adică ce? Adică la excelență, la excelare. Nu poate creatura să se limiteze cu ceea ce este, ea trebuie să înalțe până la creator. Să ajungă Așa. acolo. Și ceea ce ai spus tu, că de multe ori unii creștini ajung în extremitatea că citește doar Biblia, eu le știu pe toate, Exact. Știi? Eu alte cărți exact. le citesc, eu alte domenii că eu Biblia da. am, eu totuși știu și mi-e suficient. De ce mi-ar plăcea ca oamenii creștini care știu de un Dumnezeu să nu se oprească doar la limita asta, eu sunt mic, el e mare. În niciun caz. Pentru că oamenii care sunt credincioși în lucruri mici va fi credincioși în lucruri mari. De acolo se începe totul. Adică Dumnezeu spune că eu îți dau ție mai întâi ceva micuți. Pentru că, cum spunea Pavel, dacă lapte doar consumați deocamdată că sunteți uh -huh. mici, când veți fi gata să consumați carne ceva mai tare. Adică există o evoluție, un progres la care suntem chemați. Cei care nu cred în Dumnezeu, oricum cred în ceva. Într-o putere, divinitate, univers, nu știu, natura mamă, uh -huh. oricum ei au în cineva să creadă. Agnoștii, cei care în general nu acceptă nimic sau ateiștii, ce vorbim despre ei cu smerinie, sunt și acolo oameni smeriți. Dar probabil că nu în toate trei domenii, emoție, gândire și comportament. Probabil acolo ei ajung la nivel de, doar de relaționare cu aproapele și mai puțin cu el însuși. Uh -huh. Pentru că acolo sunt conflicte interne, de existențiale. Cine mm. sunt eu, ce fac eu cu viața mea și ce se întâmplă, pentru că el aude că creștinul vorbește mulți ani veșnici pe pământ, nu, mulți ani pe pământ și în veșnicie. Păi stai, la că asta sună atât de frumos și straniu în același timp. În care mm. veșnicie? Dar ce se întâmplă după moarte? Pentru că în, în toată existența umană a fost întrebarea asta, ce este după moarte? Da? ce se întâmplă acolo și ce a promis Dumnezeu. Știi, oare ce a murit Iisus și care e speranța vieții veșnice? De aceea, oamenii care resping credința în Iisus, sunt oamenii care la fel sunt cu minți, binevoitori, calzi, eu nu vreau să-i judec, de niciun caz. În ei tot sunt foarte multe valori umane, care îi învață pe ei să se adapteze la situațiile date și să convețuiască cu alți oameni. Dar ei nu trăiesc viața din plin. Pentru că există o frică în, în cei ce urmează să, să fie. Cristinii da, au... și dacă se întâmplă ceva grav, știi, o situație, da. o problemă gravă de sănătate sau un conflict mare, sau atunci e foarte greu dacă... Unii vin, unii vin, e o criză esențială, o criză puternică care scutură foarte bine și ei pot să revină mm -hmm. în credință. Dar alții sunt prea împietriți. Și atunci, da, da. nu mai revin, dar găsesc foarte multe justificări, argumente științifice, pseudo-științifice, care să-i ajute să rămână la poziția lor. Vreau să te întreb, Rodica, ai pomenit că cel smerit e smerit și în, în laudă. Atunci când este lăudat, cum răspunde un om smerit? Cum ar trebui să răspundem atunci când suntem lăudați, apreciați? Că de multe ori știm, moldovenii, da, nu doar în moldovenii, dar cădem în extrema, că da, nu, nu, da, nu eu, da, nu, mulțumesc, nu trebuia, știi? Știi, cum ar trebui să reacționăm la o laudă, la o apreciere? Știi, laudele, aprecierile sunt cu adevărat periculoase, pentru că nu cunoști tendenția omului care ți-o oferă. Dar poate nu e nevoie să te complici într-atât să faci analiză ce are de câștigat omul ăsta când spune toate astea. Uh, e o raționalizare probabil că depresos în cazul dat. Uh, cum de obicei ne învață pe noi știința, bunele manieri, să reacționăm. Hai să luăm de aici, pentru că ăsta e momentul uh, oficial, da? O rutină în care îți spune că, vai, Rodica, îți foarte bine asta. Mulțumesc! Adică, eu nu știu dacă ar trebui să, să vinim cu argumente de ce eu arăt bine azi <laughs> sau ce mă faci bine azi, mai deosebită ca ieri. Uh, poate momentul în care eu accentul care îl pun pe mulțumesc cu ăsta, care îl pun sincer și discret. Da, așa cum a fost spus noi data trecută la discreție. Uh, laudele la copii? de aici este probabil că începutul începuturilor de îngânfare, de mândrie sau de smerenie. Pentru că atunci când copilul este învățat să sărbătorească progresul său, a, riscăm noi oare să-l creștem în gânfat, sau riscăm, nu aia spune laude, și să-l creștem a, foarte neîmplenit și nemulțumit de sine. Pentru că sunt ambele posibile în cazul dat. Dar atunci când noi ma, la maturitate fiind ne oprim acasă și spunem, astăzi mi-a reușit ceea ce, ce mi-am propus și de atât de fericită, hai să facem o cină mai deosebită. Și copiii au nevoie de emoții frumoase, de sărbători, fără motiv. De sărbători în care mami cu tată e fericită și, nu știu, diplome aduc acasă, copiii la grădiniță, de la școală. Păi sărbătoriți diploma asta, chiar dacă scrie că a fost ascultător cu minte. Da? Nu a avut premiu, ca a elaborat un proiect enorm Învățați să celebrați măriția în copil, pentru că atunci când tu, adult, mama și tata vezi măriție din copilul tău, atunci poți ca și el să creadă coare și din jurul lui oamenii să perceapă valoarea lui altfel, diferit decât este. Eu, spre final, aș vrea să prezint aici trei texte biblice și chiar vreau să te întreb să-l comentez wow. pe unul din ele. Spune că răsplata smereniei este bogăția, slava și viața. Uh, un alt proverb spus de Solomon Este să te laude altul Nu gura ta uh, Un străin, nu buzele tale uh, Și ultima Mândria unui om îl coboară Dar cine este smerit cu Duhul Capătă cinste Și vreau să te întreb, Rodica, sau să comentăm împreună okay. Cum mândria îl coboară pe om Și cum smerenia îl ridică pe om Și încă smerenia îl face bogat Și slăvit Foarte frumos <laughs> Da Pare paradoxal în lumea noastră. Tu ai ales anume astea, sunt mai multe. Sunt mai multe, da, da. Ce te a făcut anume peste pe să le alegi? Adică în care rezonezi tu? Sau ce expertiză ai în ele? Poate ai fost martor sau poate tu ai trăit uh, o înalțare prin smerenie? Uite, mă gândesc la situații din trafic, când, de exemplu, sunt doi șoferi, ambii aroganți și da. înfumurați și, și nu vor să cedeze unul nici, unu, nici altul. Mm -hmm și ajungi să fie faci un accident, fie bătăi și ceartă da. în trafic, când pe de altă parte că și eu sunt în, de multe ori în astfel de situații și când mă tă, când apar astfel de situații eu aleg zic, mai bine vorba aceea să mă ierte unii șoferi, dar dai duracu darogul. Așa, știi? Și Așa. atunci eu cedez. Uh -huh. Și bun, chiar dacă sunt claxonat din spate da, da. sau mai știu ce, uh -huh. sunt înjurat, sau dar mai bine cedezi. Și la prima, prima impresie este că ai pierdut. Da. Prima impresie. Dar ulterior, mai târziu, realizez că tu posibil ai evitat un accident da. care s-ar fi soldat cu judecăți, exact. Cu, exact. cu dosare, cu duite vină, Amin și așa mai departe. De, și uite, din situațiile astea văd, am dat un exemplu. Dar și sănătatea contează foarte tare. Îți dai seama că neurologia afirmă starea de furie, 4 minute de furie când se află organismul, după aia corpul rămâne patru ore fără imunitate. Pentru că agenții, anticorpii care i-au fost irosiți în acele patru minute de furie, el da. trebuie să se restabilească în aceste patru ore. Îți dai seama? Adică eu cred că pentru, pentru mine și pentru multă lume asta e valoros să înțelegi patru minute de furie îți iau 4 minute, patru ore din viața ta, în care tu rămâi vulnerabil la virus. E grav. Da. Și dacă, dacă merită investiția în furie, și apoi vine furia verbală, și apoi vine răspuns, și tot așa creștem, exact ca efectul bulgărului Da? Pentru că atunci când cineva vine supărat și îți arată un deget sau îți spune un zoologism, Evident că prin inerție îți vine să-i răspui omului că tu tot știi, da, tu da, tot știi toate astea, da, nu? Da. <laughs> dar alegi să te zâmbești, să te dai cu mâna în semn de salut și să-i spui cale frumoasă. <laughs> Eu am făcut asta și spun ai cu adevărat o înalțare nu de sine, dar de emoții bune că tu ai rămas statornic în afacerea de bine, chiar și cu un. Pe o persoană care nu are virtuți și valori, nici principii nu are. Sunt clienți, printre altele, care se adresează la, la mine de a fi învățați să se disciplineze și să se controleze la volan, pentru că sunt din necontrolat și grav. Mm -hmm. Da, el poate să oprească în mijlocul drumului și să iasă. Hai, mm -hmm. și vom discuta. Da. Dar n-ai ce discuta, îmi pare rău. Sorry. Da? Adică, cât de important să ai o atitudine smerită în contextul dat. Și spuneam la început, cu oamenii smeriți nu sunt. Uh, încăpățănați că dreptatea de partea lor. Băi, știu că am mers bine, dacă rămânem la același uh, uh -huh. exemplu care le-a dat mai sus, Dacă știu că am mers corect, bă, și asta ceva îmi face din, din faruri ceva nu se întâmplă, poate chiar mi-a scăpat ceva. Te costă ceva? Nu. Dai posibilitatea minții să dea o eroare că poate ceva mi-a scăpat. Și atunci ce faci tu? Rămâi uman. La toți se întâmplă. Și cât de frumos este când ieși cu o falcă în cerșuna în pământ șoferul ăsta care, nu știu, i-ai tăiat mm -hmm. colțul, -a, ai, ai făcut un pretext, și tu ieși cu minte din mașină, nu neapărat umilă și nepotencioasă și fricoasă, Ești cumva fricos, dacă nu facem acum discriminare da. de gender, și spui îmi pare foarte rău, înțeleg că am greșit undeva, chiar îmi, nu, da, nu, da. nu pot să-mi dau seama acum, am fost atent, dar dacă v-am supărat și în cazul dat v-am creat, oare după aia o să urmeze tot, tot monologul ăsta despre viață și moarte? Nu! Se va stinge încet. Păi trebuie să caști ochii. Că și astea de expresii sunt. Uh -huh. Da, înțeleg. O să fiu atentă, prudentă. Aveți dreptate. Dar știi, Rodica, și mai profund și mai divin este atunci când tu, de exemplu, nu doar ești etichetat sau ți se aruncă zoologisme, cum ai spus tu și alte cuvinte, dar mai și ești și lovit și tu nu lovești înapoi. Isus a spus dacă te lovește pe un obraz, întoarce-l pe celălalt. Este incredibil, dar cum? Ce aici, aici eu, eu găsesc explicația. Cel care lovește este mai slab decât tine. Cel Așa. care țipă, strigă, lovește, dă dovadă că este mult mai slab decât tine. Tu care ești statornic și nu, nu răspunzi cu aceeași monedă. Este ceva. Păi, un viteaz care este apt să se stăpânească pe sine, emoțional și cognitiv, este mai puternic decât mm -hmm. un viteaz care cucerește cități. Tot cuvântul da, spune. Da, exact, exact. Și atunci, dacă tu ești stăpân pe gura ta, pe emoția ta și poți să intri într-un control mega, mega bun, încât să nu permiți să caiți la nivelul lor, pentru că asta înseamnă să cobori la nivelul lor, <coughs> la nivelul unde ești tu și pretinzi că ești acolo, da? mm -hmm. sus, frumos, deștept, cu minte, în contextul în care tu devii ca și ceilalți, ca Majoritatea? Păi, gata, nu mai vorbești de nimic că ești în alța al prin ce? Da. Prin, prin faptul că tu știi mai multe cuvinte interesante. Sau prin puterea pumnului care o ai tu. Cu adevărat, este un converset care spune că pe da. ce ești merit Dumnezeu vei în Da, da, da. Adică este o făgăduință. Proverbul care l-am menționat anterior sună așa: cel care se poate stăpâni pe sine e mai puternic decât unul care cucerește cetăți. Exact, exact. Și deci tu ești mai puternic da. ca Hitler, ca da. Stalin, da. ca Putin, ca Biden, ca. Ca toți. Pentru că rămâi credincios da. ție. Înțelegi, Sergio? Da, asta da. e cea mai mare luptă Nu începe să spune că unicul dușman al tău Ești tu însuți, mm -hmm. cu tine Aici lupta are loc Și atunci când tu pleci de la fața locului A unui accident, nu știu mai ce Și tu îți spui ție Rodica, tu ai fost la nivel Tu ai rămas calmă Tu ai ales cuvinte Tu n-ai înjurat Tu n-ai atat supărarea copilăroasă Copiii fac asta, nu? Așa, ai rămas maturul da. Pe care tu Vrei să dai dovadă de fiecare dată. Păi de da, unde dai dovadă de uh, autenticitate? În momente de ferbințeală. Când femeia ca, e ca pliculetul de ceai, îl vezi culoarea și aroma când îl pui în apă fierbinte. Da? Probabil și bărbatul e și același bărbat, lucru. Da. Pentru că doar atunci când trecem într-o criză, atunci să la iveală toate uh -huh. ascunzișurile noastre. Și despre asta este vorba. Ce faci tu pe timp de război? Și ca ne întoarcem la în momentul ce facem noi cu tine, deja a 13-a a, a 13-a virtute, noi transpirăm pe timp de pace, uh -huh. transpirăm pentru că nu știu ce fac ceilalți care ne urmăresc, dar noi cu tine căutăm. Noi învățăm, noi cercetăm, noi aducem informații, noi ne angajăm ca ceea ce spunem la microfon să fie de calitate. Deci ne responsabilizăm în asta. Pentru că dacă noi pe timp de pace transpirăm, muncim, excelăm, nu stăm locului, investim, pe timp de război nu vom sângera. În asta și constă profilaxia și educația continuă la care îndemnăm pe toți să o facă. În fiecare zi, în fiecare situație, gândește te ce aș fi putut să fac diferit sau mai bine. Sunt întrebări bune care te îndeamnă la o reflexie. Rodica, îți mulțumesc pentru acest Și eu, și eu mulțumesc. Dar am mult. ajuns la finalul celor 13 virtuți. Da. Dar cred că le vom mai aborda și cu alte ocazii. De aceea îți mulțumesc pentru, toate lecțiile pe care le-ai ne ne -ai, ne -ai prezentat Și știi, Franklin la urmă, după ce a, a zis că Uite, în sfârșit le, am ajuns să le cultiv și să le trăiesc toate 13 virtuți în viață Și spune că am realizat un lucru Că am început să mă mândresc Așa. Că, că le-am pe toate Gata, a căzut Și a căzut, a căzut și el zice, fără Dumnezeu este imposibil să le trăiești pe toate. Că chiar dacă le trăiești pe toate, la, o, la un moment dat tot ai să ajungi să te mândrești. Iar mândria nu este nu pentru virtuți. Nu este. Da. Deci, <laughs> ea... Și eu îți mulțumesc tare mult pentru provocarea asta frumoasă de a apăși pe tărâmul virtuților care sunt absolut deosebite și în care eu am crescut tare mult personal. Deci a fost o, o călătorie frumoasă în care chiar dacă... Doar doi suntem aici. Da. Sunt sigură că oamenii care ne-au urmărit și au ocazia în continuare să ne urmărească pe paginile noastre să, să crească și ei frumos câte puțin. Nu toate 13 virtuți. Da, da. luați-o pe cea care vă aparține și care vă place cel mai mult, vă face cu ochiul, luați-o în viața dumneavoastră, îmbrățișați-o strâns și vedeți ce poate să facă această mică schimbare cu o virtute, să vă schimbe în așa fel încât viața să capete sens. Da, și eu îți mulțumesc foarte mult că la sfârșit am abordat merinia, da. E ne va ajuta să, să o avem atunci să când, le vom, da, când le vom cultiva pe celelalte Așa și le fie. vom trăi. Mulțumesc. Stimați prieteni, împreună cu noi a fost doamna psiholog Rodica Rudei. Noi am vorbit despre smerenie, dar am vorbit des și despre celelalte virtuți. Încheiem aici acest ciclu de emisiuni. Cu siguranță vom pregăti și alte tematici pentru dumneavoastră, pentru ca împreună să creștem, să ne dezvoltăm, să fim smeriți, să fim să cultivăm toate acele virtuți, acele valori ale sufletului nostru pentru ca sufletele noastre să fie sănătoase și fericite. Sunt Sergiu Miron, toate bune, la revedere!